Pepe a făcut dezvăluiri neașteptate despre fosta lui soție. Cântărețul a dat de înțeles că Raluca Pastramă nu i-ar fi fost fidelă în timpul căsniciei și că a aflat despre actuala ei relație după ce a citit câteva mesaje trimise de pe telefonul fiicei lor. De curând, Pepe a postat pe rețelele de socializare un mesaj în care spunea că nu își mai dorește să fie asociat cu fosta soție, ba chiar a spus câțiva dintre bărbații care au făcut parte din viața Ralucăi Pastramă. Spre surprinderea tuturor, Pepe are o relație foarte civilizată cu Ibrahim, încă soțul Ralucăi. Artistul susține că l-a sunat pe acesta la insistența fetițelor sale de a petrece timp cu sora lor mai mică. Tot în cadrul unei emisiuni, Pepe a povestit că a aflat despre actuala relație a Ralucăi după ce aceasta a folosit telefonul fiicei lor pentru a vorbi cu noul iubit. Deși au trecut trei ani de la divorț, Pepe a dezvăluit acum că mama fetelor sale i-ar fi fost infidelă. Cu toate că nu ar fi vrut să vorbească despre acest subiect, cântărețul susține că a fost deranjat de faptul că Raluca Pastramă își lua fiica la întâlnirile cu iubitul.